Asta-i, frate, hardcore. Bravo. Mergem pe strada asta de 30 de ani. Te mergem pe strada DN1, asta e strada noastră. Uite așa, de 30 de ani, că suntem tâmpiți. Dacă nu s-a reconfigurat, zic. Păi dacă, ce să facem dacă nu avem autostrăzi, ne șerpuim ca șerpi, știi? Uite, bă, așa îmi place mie, bă, cum e aici, uite. Nu vreau să mai văd tablă. Termopane. Până acum zici că am fost în Talciuc. Uite-te, mă, după tren, că ne flăștește tirul pe aici. De ce te scortam? Vezi cum merge doamna Maria la cheia? Motor cheie. Am nevoie acum de atenție, ok? De atenție. Cătălin a dut-o nase aici. Cum le-au scăpat pădurile astea netăiate în pandemie? Vedeți cum mai aveți de tăiat niște păduri? Ia uitați-vă ce e pe aici. Și voiam să vă spun celor care aveți copii mici să veniți să le arătați acum cum arată copacii, pentru că ei când vor fi mari nu vor mai vedea niciun copac decât în cărțile de... La ce ați închis clubul Maxi Disco Club? Pentru ce? Nu înțeleg de ce l-au închis. Costel plus Ileana. Ce să faci? N-ați plecat încă? Plec odată. N-ați plecat încă? Hai, lăsați-mă. Vin oamenii să repare frigiderul. Eu rămân acasă să repar frigidere, că eu v-am zis, când voi vă distrați, eu trebuie să muncesc. Fă grătare, pune balansoare, hamace, repară frigidere, spală vase. Da. Ai grijă de copii? Acum, după ce că aveam pe ai mei, mai vine și horobeții mei, mi-a dat și palui pe cap, știi? Mm-hmm. Să dai de mâncare la copii. Mm-hmm. Da. Mă duc să mă bag în gheață, ce vrei să fac? Dar și când o să vin de acolo, să am sistemul imunitar atât de puternic? Știi că să te bag în gheață poți și aici. Nu trebuie să te duci până acolo. Mai da, dar trebuie cu respiratul, cu alea. Mai trebuie benzină. Păi zic eu, respiră. Ai respirat? Acum respiră. Da. Mai ai intrat astea în gheață? Intră în gheață. Poți să-ți faci și asta, să știi. Adică să stai sub ația în kilometri pentru ce puteți să faci și acasă. Vă mai spun o dată, am gheață și acasă, dacă vreți. Nu, nu ai gheață și acasă, tocmai asta, o despre asta vorbeam. Pentru că nu-ți merge frigiderul. La revedere. La revedere. Road trip. Te iau cu mine în road trip și cu domnul Horobeț. Mergem la cheia să ne mai culcăm puțin în gheață, că l-am uitat din februarie. Și să vedem ce facem pe acolo. Ce fac tabără la geu. Mă scuzați, dar astea sunt gropile de la noi, de pe cel mai traficat drum din țară, DN1. Asta e cu grop, că n-am avut nici noi bani 30 de ani să facem fără grop. Am luat modelul ăla cu grop. Da. Nu-ți vine, bă, eu vreau să pleci așa în țară, în toată țara, așa. Îți vine, îți vine. Uite, prin Maramureș, așa, iar când să mergem. Și cu domnul. Poate mergem la domnul Alexandru Eram. Lăsați-ne și pe noi să mergem la porumbacul la dumneavoastră. Ne lăsați?
Aveți loc? De o familie numeroasă? Vreau să mergem și noi la dumneavoastră la casele alea. Ne lăsați? E frumos acolo. De ce mișto sunt norii aia? Ce spuneți, Dumnezeu? Dumnezeu. Ce plac sticlele astea că nu curge din ele. Asta de sport, așa. Toma bea de când e mic de asta. Da. Ce se seagă, sunt unii oameni cărora le este extrem de frică să intre în gheață. Deci la mine zici că mă duc să-mi fac unghie. N-am nicio treabă. Mie mi-e frică de alte alea, dar de băgat în gheață. Never ever. Eu aș vrea să pot să stau mai mult de 3 minute, aia nu știu cum să fac. Ia uite-l pe ăsta cu mașina! Doamne, ferește! La, pe cuvântul meu, dacă am fost în India odată și în India se conduce mai nașpa decât la noi, pentru că ea n-au indicatoare, străzi, semafoare n-au, merg așa random și claxonează. Și la ea chiar trebuie să știi cu condusul, că altfel te strivește prima zi. Dar în afară de ea și de China, bănuiesc, n-am fost la noi, zic că e la fel. La noi, pe cuvântul meu, dacă nu sunt ăștia, orice le dă primite să facă cu mașina, nu mai ce trebuie, nu? Merg invers pe autostradă, mă rog, stradă. Vă dați seama, mă, cum era să avem noi autostrăzi de vreo 20 de ani, ai să zici să ne fi lăsat 10 ani. Și să avem noi autostrăzi, așa, să străbată toată România, într-o parte de ani. Vă dați seama cum era? Mergem pe strada asta de 30 de ani. Ei, te mergem pe strada de N1, asta e strada noastră. Merge ca tâmpiți așa și după aia intrăm în sate și vine poliția și se joacă cu noi, ne prinde. După aia mai trece unul din partea aia, altă în partea aia, altă. Uite așa, de 30 de ani, că suntem tâmpiți. Dar nu știu ce au zis ăștia, că e o străpungere anul ăsta, că se întâmplă cu un A3. Ia să vedem noi. Așa ne place nou. Da, mă, la cutia aia. Vedeți că putem să fim și noi în anul 2020. 1990. Dar am vrut. Nu, ne place mai mult în trecut. Deci aici ai 30 la oră. Deci aici avea 30 la oră. Ajungi săptămâna viitoare. Sunt nori de aia frumoși, nu de aia de ploaie. Chiar o ploua. Azi? Aici este în linie continuă la constructor, ce mă rupeți? Băi, aici, bă, că e bine, nu vezi? Băi, vă rupeți, aici vreau... Uite! Băi, nu s-a reconfigurat. Nu s-a reconfigurat nimic, am uitat eu. Să mă urmă ăsta. Dacă nu s-a reconfigurat, zic. La mine nu vine. Niciodată nu văd, eu trec așa, zic, Doamne ajută și trec, că nu văd, eu nu văd niciodată. Altă românească sau stopul la trecerea de cale ferată, unde chiar trec trenuri mereu. Spune, frate, de-aia așa, barieră, să oprească. Grâu, porumbi, foarte bine. Nu știu ce s-a mai întâmplat de la atâtea ploi cu ele, da? Frumos în Olanda aici. Da, da, da. Lavă de lavandă. Du-te, Cielo, că n-ai ce să ți se mai întâmple. Du-te, hai! Uite, asta e o doamnă care conduce, vezi? Să-ți mă spune, să tăie, nu forțez pe aici, să mai țin niciodată. Ăștia din Prahova, n-ai mă cum, cu ăștia din Prahova și aia din Constanța, cum conduc, n-ai mă cum cu ei niciodată. Sunt ăștia, șumavărilor care sunteți. De-aia am forțat. Un pic. Asta este rău telejer. Nu te lege, am auzit de el pe la școală sau ceva. Dar ziceau ăștia că vine o viitură de prin Ucraina. Mă, nu ajungea până aici, dar aici e scăzut râu te lege. Puteți să treceți cu
mare, mare încredere. Nu voi avea viitorul pe aici. Ia, uite ce frumoase. Ce faci, fată? Bună. Ce frumoasă. Vedeți? Ia aduce copiii. Ce? Măi, prostii le învățau așa de mici. Berzele. Dar nu mai pe noi, pe toți. Hai, ce-a trecut, mă, ceva? Și dacă a trecut? N-a trecut acum. Dar de ce scrie în engleză? Credeți că trec mulți americani pe aici? Zii, ce-ți română de vânzare? N-ai vezi cum cu Brahova. Deci Brahova ei sunt ceva, nu mai, mi-au dat, au dat de șofer în alte reguli. Măcar bine că au grijă de ea, că, de exemplu, de casa lui Brâncuș, din Gorj, e dărâmată, dezastru. Urât s-au purtat românii cu Brâncuș, foarte urât. Nu știu, parcă a fost un blestem așa, tot ce a fost al lui în România nu e îngrijit. Acum câțiva ani era un copil care scrijea pe la poarta sărutului sau pe masa tăcerii, nu știu. Scria numele sau ceva, acum ăsta de mână. Costel plus Milena. Ce să faci? Cred că dacă exista coloana infinitului la New York, hai de capul meu. Cred că făceau și blocuri după ea. Uite ce frumos e pe aici, vezi? Uite, bă, așa îmi place mie, bă. Cum e aici? Uite, așa îmi place mie cum e aici. Așa îmi place. Nu vreau să mai văd tablă, termobane. Așa, uite așa. Uite ce frumos. Aici poți să zici și tu că e frumos. Până acum zici că am fost în Talciuc. Și noi avem peisaje frumoase, mai ales prin Bob și în Moldova și în Maramureș. Bă, dacă nu intri în sate, ce frate? Termopa. Alea. Și nu-i vina oamenilor, că oamenii n-au bani, trebuie să-și cumpere ce trebuie să-și cumpere pentru iarnă. Dar statul român, uite, în Franța, de exemplu, când ai o casă veche și așa, îți reduc impozitele ca să investești banii respectivi în renovarea casei, înțelegi? Și de-aia arată în Franța toate casele frumos, pe vechi și renovate și... E, că le dau bani, statul francez le dă bani la oameni și le renovează. Dar la noi nu mai ne ia. Hai că vin motocicliști, gata. Ta-ta-na! Vă fac loc, dar eu nu pot să mă duc în șanț. Duceți. Păi du-te, păi asta zic, du-te. N-am bă ce să-ți fac. Păi i-am făcut semn, de-aia îi făceam semn. Și în depășiri. Proaste. Uite-te, mă, după tren, că ne fleștește tirul pe aici. Merge aici.
Da, 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 sunt cu escorta. Îmi deschid cale. De ce pe escorta? Vezi cum merge doamna Maria la cheia? Cu motorcade. Mamă, dar ăla care ține toate mașinile în spate... Lasă-i să treacă. Trebuie să ajung la Geo și trebuie să iau și gheață. Mă Măneciu. Măneciu. Ce trec camionale cu lemne. Nu, stai, dar trec cu un plin. Uite-te, da. Să vezi dacă nu e tren. Am zis Tatăl nostru și treci. Zici Tatăl nostru și treci. Că nu vezi. După colț nu vezi niciodată dacă vine vreun tren. Uite ce păduri frumoase. Cum de v-au scăpat astea? Cum de-au scăpat pădurile astea netăiate în pandemie? Vedeți că mai aveți de tăiat niște păduri. Ia uitați-vă ce e pe aici. Este totul verde, nu se poate așa ceva. Bine să le tăiați. Eu dacă vine unul în spatele meu, nu vede că m-am oprit. Păi dacă, ce să facem dacă nu avem autostrăzi? Ne șerpuim ca șerpi, știi? Ai văzut pe aia cu grătare acolo? În loc să meargă la gheață, stau la grătare. Lasă-mi, facem și noi mâine grătare. Stați liniștiți. Poate mergem odată. Poate mergem odată în sat la mamaie și la tataie, la Gurș. Iau pe aia pe acolo. Ce faceți, mă? Știți că asta e casa lui tataie? Ce dacă ați cumpărat-o? De-al tataie. La Gorj. La Musculești, la astea. Aici erau tabere, da? Am fost când eram mică în tabără aici. Che-a. Și-a mai fost anul ăsta, în februarie, când am fost cu Joe. Ne-am plimbat pe aici, pe munții ăștia, de anul ăsta. Uite ce frumos se vezi. Asta e România, asta e România. Așa. România nu e cu termopane, să știți. Am ajuns la gheață. Le-a fi dor de mine? Păi le e, că le aduc gheață. Să nu trebuie să faci eu, nu trebuie să duce gheață. Am ajuns. Ia uite gheața aici, am adus marfa, ia uite. Am adus marfa de... Păi să rățești și astea. Am adus material de tortură. Da. Vezi ce frumos aici? Uite și luna. Aici am stat eu astăzi. Iarna. Informație, mă? Ca o floricică. Ce faci? Bine. Ai venit. Am adus și gheață. Aia tare. Iere, te băgăm în gheață. Da? Nu de la mine. Ai sânge în tine? Porobeți?
N-am slipi, dar... N-am slipi, dăm mâini, avem de tot. Da, avem de toate, da. Totul este ok. Cum a fost? Chinuie oamenii pe aici. Foarte bine, vreme frumos. Am ajuns la Olimp. La Suvegea 79. Acum pregătim nămolul pentru... Exact, bătrâni. Înțelegi, pe spate, pe umeri. Ia uitați, ce romantic, ce frumos. O joacă de copii, practic. Este nouă piscina asta și că ultima a fost spartă și am luat o piscină nouă de la un magazin. Și încape toată lumea în ea? Păi nu, că facem câte unul, așa frumos, doar să fie plină cu gheață. Câte gheață cumpărat? 20 de curte. 20 de saci, ok. Ascult cu atenție, o secundă la mine, vă rog frumos. Am nevoie acum de atenție, ok? De atenție. Dacă nu intri în gheață, te rog frumos să intri, să duci afară dacă intri în gheață. Înăuntru. Dacă nu intri în gheață, înăuntru, vă rog frumos. Bun, o să vă chem pe câte unul pe rând. Când chem acea persoană, restul fac liniște mortoară. Am comunicat bine acest aspect? Zic da sau nu? Da. Mulțumesc frumos, ok. Aia înseamnă că nimeni nu vorbește, este o experiență foarte intensă pentru mulți dintre voi, așa că vreau să-i respectați un pic acele două minute care se bagă. Pentru unii care au fost deja aleste familiar, pentru alții va fi teren accidentat rău de tot și ascultă-mă pe mine ce spun la fiecare secundă care trece, la fiecare, la fiecare respirație. O frumos aici? Așa. Bun, stai calm, piano. Ce simți acum? Care e emoția care experimentezi? Inspira adânc și pe expirație, jos, până jos, profumos. A plecat și orologiul. Doamna Amalia, până jos, până jos. Nu fi spontană. Piano. Și Amalia a venit fără pregătire, da? De-aia am mai făcut tehnica, să știți și voi. Încet. Se calmează respirația cât de cât, ai observat? Durează cam 25 de secunde. Mai mult sau cât a trecut? Mai un pic, calmează. Ce mai e nou prin oraș? Mor de piele. Ați picioare de acolo? Nu, ce, în oraș e mai rău? Să mai pot. Acolo locul, nu? Nu știu asta acolo, nu? Un pic mai. O numărăm? Stai o secundă, o numărăm, da? Hai acum, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Să. Bravo, măi, frumos. Până acum a murit cineva? N-a murit nimeni. Bianca, super play. Ia, ești în poziția Miami Beach Vice. Hai, mă, că n-am murit, mă. Ce mă, sunt bine, mă. Te frică. Este mângâi pe păr, vei? Ce bine că nu mi-a stricat părul. E rău că e cald afară. Când era frig, nu era, dar era cald acum. Cât am stat? 2 minute? Sau 3? Gheața asta mai ce faci? Gata. We'll be right back.
Asta e, frate. Hardcore. Bravo. Cum a fost doamna Maria? Doamna, a fost 5 minute, doamna Maria. E mai bine. A fost și vara acum, nu, da. Dar a fost multă gheață. A fost mult mai multă gheață. Dar ce energie îți dă cum te bagă asta? Da, da, și se... De acum rup munții, gata. Hai că urcă să le pune fierea pe tine, să știi. Mai avem, ne avea și să fie acasă. Păi da, facem. Bine, facem, pa! Hai, pa, 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 pa! Ce mă puse, acum e ziua steagului? Uite mănăstirea cheia. E frumoasă. Deci pe unde te uiți, păduri tăiate peste tot, au defrișat, iau-te ce aici, uite. Tăiați-le, bă, că fac astea, gânganii, fac astea, frunze, cad toamna de la anumiți copaci. Tăiați, bă, iau-te-le, așa, bă. Tăiați toți copacii, normal. Hai de capul nostru. Iu. Uite ce frumos aici. Dar mai tăiați niște copaci, dar nu. Uite, dacă îi fac și umbră, știi? O să las soarele, așa, să fie peste tu ca la mare. Adică, ei cred că vor să facă plajă aici, la munte, știi? Și stau copacii ăștia. Uite, vezi? E umbră, e frig, e urât. Tăiați-mă pe toți. Tăiați-i pe toți. Ia uite. Au căzut așa, știți? Au pur și simplu... Hoților! Lăsați copaci în pace, hoților! Că vă ia viitura și nu știți de ce v-a luat la casele voastre scumpe de la munte. Că tăiați copacii. Nu sunt toți măcelăriți. Dacă venim peste un an, doi, e soare aici frumos. Tot lumină, tot soare, aici un copac. O să facem în România o mare câmpie. Și peste dealul și peste munți, tot câmpie va fi. Să punem porumb peste tot. Uite, bă, asta e România. Uite-o, ea e. Uite-mă ce frumos se vezi. Ce bine că ne-am oprit aici. Suntem... așa că... După 5 minute de gheață, nu te țin chiar așa picioarele bine. Ești în direct? Cătălin Adutănase aici, transmitem live din fața cabanei Silva, suntem pe Muntele Roșu, aveți masivul Ciucaș în partea aceea, am venit să fim martorii existenței ultimilor copaci cum ar veni din România, pentru că ne dăm seama că sunt prea mulți copaci în România și trebuie să tăiați, pentru că noi vrem să punem porumb peste tot aici, să nu mai existe niciun copac. Și voiam să vă spun celor care aveți copii mici să veniți să le arătați acum cum arată copacii, pentru că ei când vor fi mari nu vor mai vedea niciun copac decât în cărțile de istorie și de ceva. Deci o mai geografie. Da. Deci mă bucur că ați venit astăzi alături de noi. Da, atât a fost de ne-am băgat în gheață. Vă pup. Răzvan, ai legătura. Ce face copiii? I-ai bătut? Sunt cu minți? Au mâncat? Să ne întoarcem acasă, este cazul. Am experimentat natura frumos. Acum ne întoarcem acasă.
Da, trebuie să mergem la clubul Maxi Sexy, nu știu cum se numește asta. E un club, s-a închis, nu știu, oameni răi, au închis clubul Maxi Sexy. Da. Uite, bă, aici era un club frumos. Clubul Maxi, discotecul Maxi. Nu înțeleg de ce l-au închis. Nu te distrai așa frumos aici. La clubul Maxi, disco, club, are și 4 stele. Iar la ce ați închis clubul Maxi Disco Club? Pentru ce? Bă, da, un mic nu mâncă cineva undeva? Un grătar, ceva? Ăștia bine că au floricele aici. Mi-erau toate de floricele... Am fost la Muntele Roșu. Nu am fost niciodată pe sus, că s-au fost, nu știu. Am fost, mă, că am fost în tabără la Cheia odată. Deci trebuie să ne fi duși pe aici. Mamă! Uite, bă, aici vin extrateriștii când vin în România. Uite cât a ligheanu. Mamă, cât a farfurile. Ce tare, bă, de, uite, de aici, mă, vin extrateriștii, bă, aici vorbesc extrateriștii cu românii. De aici, v-am zis eu. Uite cât e, uite cât a farfuria aia de mare. Fuuu. Da, mă, da. Așa să faceți, băieți. Așa să faceți, băieți, că e prea multă umbră aici, e prea multă umbră, tăiați toți copacii, duceți în Austria. Ce să facem noi copaci? Ei știu ce să facă, fa frumos, fac. Deci la un minut, tirul cu lemne. Da. Și îți dai seama, acum nu mai e starea de urgență. În starea de urgență, ci că au circulat astea, erau mai lemne peste tot. Bravo, băieți! Asta înseamnă să fii mafiot. Că avem un râu acolo, acum arunc în râu, ca și costumul de baie. Acum s-ar Teleajan. Ne aflăm pe matca râului Teleajan. Telejenel. Mai Telejenelul. Telejurnalul. Ne aflăm aici și am venit să vedem cât de rece e apa în râu. Râuliț, râuliț. Vezi că e moloz. Da, e rece. E rece. Un peștișor, să vedem și noi. Uite, aici merge să pui cortul odată, să vii să pui cortul, n-ai voie, nu? Dar dacă ai fi avut voie, să pui cortul, să stai pe marginea telejenelului. Hai acasă, mai bine. Ei, gata. Numărul 42. România pitorescă. Stau să mă duc direct în stradă. A, nu că e... Mai ridicat în pitul. Că din cauza lui ăla cu tirul care m-a împins așa, ai luat-o spre Brașov. Răzvan, am plecat la Brașov. Hai, acolo împin... Cum îi ceamă lui râul ăla? Te leagă